veniți la Supercupă. Acesta este mesajul către toți microbiștii ploieșteni care sunt gata să susțină echipa la Supercupa României. Doar 3.000 de bilete au fost cumpărate în cele 5 zile de când au fost puse în vânzare, un număr care îngrijorează având în vedere că sezonul trecut fanii Petrolului au impresionat, mai ales la finala Cupei României, unde s-a stabilit un nou record național ca prezență la un meci în deplasare. Oricum este un trofeu sub această denumire, primul singur care îmi lipsește și eu cred că lumea ar trebui să înțeleagă acest lucru, să vină lângă echipa, pentru că n-are niciun motiv, după finala câștigată la începutul iunie, să nu își încurajeze echipa și la acest meci important, la acest meci care până la urmă înseamnă rivalitate între două echipe care au câștigat titluri, care au câștigat numeroase trofee în fotbalul intern. Până la urmă și orgoliu nostru de ploieșteni, de prahoveni, pentru că zic eu, e jenant să ajungi de la 28-30 de mii de oameni să nu reușești să te faci nici, știu eu, 10.000. Cei care și-au asigurat deja deplasarea îi îndeamnă și pe ceilalți să fie alături de echipă. Oamenii pot cumpăra bilete de la casele stadionului sau prin intermediul Asociației Lupii Galbeni, care pune la dispoziție două pachete. La inelul 1 și 2 costă 61 de lei, inclus în transportul, un tricou special și biletul de intrare, iar la inelul 3 costă 51 de lei. De data aceasta va fi pus la dispoziție un singur tren, dar cu 12 vagoane. Crezi că va fi la fel cum a fost la finală? E greu de spus, fiind faptul că e miercuri, lumea plecată pe vacanțe, dar măcar 10.000 să fim și tot e bine. Faceți față steliștilor? Ei nu o să ne facă față nouă, asta e clar. Suntem încrezători în forțele noastre și să venim și cu Supercupa să facem și miercuri, chiar dacă e ziua săptămânii și o să ne ducem obosiți joi la servici, să facem și miercuri sărbătoare în Ploiești. Supercupa dintre Petrolul și Steaua se va disputa pe 10 iulie, pe cel mai mare stadion al țării. Trofeul pus în joc este singurul care lipsește din vitrina clubului petrolist.